Am revenit cu cei mai tari legendari. Știu că am lipsit două zile, dar am și un motiv. Așa că să-i dăm bătaie. După cum vedeți, am reușit să fac 25.000 de trofee și încă un trofeu. Practic am reușit să trec pragul de 25.000 de trofee și vă zic și de ce am lipsit. Pentru că am pregătit pentru voi niște surprize foarte tari și nu am avut timp să filmez ieri. Practic numai ieri nu am postat un video, dar astăzi o să vreau să postăm două videouri pentru că vor veni niște chestii super, super tari. Practic am reușit să fac 25.000 de trofee, m-am chinuit ceva să fac, sincer, pentru că am reușit să fac pe bază. Doar cu bază am reușit să pușez. Și după cum vedeți, am reușit să-l fac pe bază de rang 23. O să, mai nu știu ce să zic, dacă a jucat la 3v3, n-am jucat deloc aproape la 3v3 cu bază, aș reuși să-l fac de rang 25, dar o să mai dureze oricum. Pe lângă chestia asta, fiți atenți că am reușit, o să vreau să deschidem și megaboxul de 25.000 de trofee, dar nu acum, vă zic la episodul de la ora 5, pentru că atunci o să vreau să îl postez al doilea episod astăzi. O să revenim cu două episoade în fiecare zi și am reușit să ajungem și la tier 50. Am făcut destul de multe quest-uri. Vedeți că mai am doar ăsta și m-am chinuit ceva să fac și quest-urile. Toate acestea o să vreau să le deblocăm boxurile de la episodul de la ora 5, să vedem exact cine pică. Prima oară hai să luăm și noi pe ăsta. Vreau să-l maxez pe bază. Hai să încercăm pe bază să-l facem. Unde-i baz? Unde-i baz? Mă, rang 23 boss. A, uite-l aici. Ok, vreau să-l pun aici. Vreau să-i mai dau upgrade lui și de asta. Hai să-i luăm și coinsurile. Hai să luăm și pinul pe baz. Ok. Hai să luăm și powerpoints-urile astea. Tot pe bază o să le pun. Îmi place foarte mult. Bă, să-l pun la baz, frate, sau să nu fiu prea bătut în cap. Să văd dacă aș putea să mai joc cu cineva. Sandy Gale. Băi, aș pune pe Gale, că și cu Gale aș juca destul de mult. Imediat o să vă arăt și meciurile, cum am reușit să fac 25.000 de trofee. El Primo, am impresia că l-am maxat, câte văd, nu? Când arată așa e maxat, e power 9, n-ar trebui să fie power 10? Sau vorbesc eu prostii? Și la Anita văd. Ah, deci e maxat maxim! Dar de ce? Eu nu înțeleg o chestie. De ce unii brawler sunt power 9 și alții sunt power 10? Vă rog să scrieți în comentarii, că asta chiar nu știu. Ok, ca să nu fiu, hai să tot punem totuși pe Gale, ca să aibă și Gale cât de cât. Bun, haideți să vă arăt acum meciurile pe care le-am făcut. Battle log. Aici, da. Am făcut acum 45 de minute. Vedeți că am două meciuri. Practic mi-au mai trebuit 8 trofee și 6 trofee. Dar înainte, ia uitați-vă cât m-am chinuit. Minus 2 trofee, plus 8 trofee, minus 2, plus 1, plus 8, minus 2, minus 2, minus 2, plus 8, plus 8, minus 2, minus 7. M-am chinuit destul. Vreau să vă arăt ultimele două meciuri, pentru că au fost niște meciuri, băi, nu ceva wow, au fost niște meciuri normale, pentru că în primul meci, din câte mai aduc aminte, stați așa să vă arăt, în primul meci, din câte mai aduc aminte, n-am reușit decât să iau un singur power cube. Vedeți că m-am dus la power cube-ul acela. Și am încercat după aia să iau alte power cube-uri, doar că nu am mai reușit, pentru că practic cred că am stat. Ia stați așa. Am reușit sau nu am reușit? Ok, l-am văzut acolo pe Edgar. Edgar, pardon. Ah, uite-mă că am reușit să iau mai multe power cube-uri. De ce? Cred că am confundat cu alt meci. Mă scuzați. Ok, am văzut pe acolo pe B. Am văzut că vine și Bibi, dar am văzut că se învârte. Aici am avut o mare problemă cu internetul. Văd că și el acolo a încercat să dea în mine, la fel au făcut teaming. Nu aveam alte șanse decât să fac teaming cu ei, pentru că am văzut că este foarte greu dacă nu faci teaming cu ei. Și din câte țin minte, în meciul ăsta am avut probleme cu internetul. Și cred că de asta m-am chinuit ceva, ok. M-am dus acolo să iau celălalt suculeț. Perfect, am văzut acolo că era un Edgar, m-am dus spre el. Am făcut pe cât de mult posibil să-mi activez și ultimata, pentru că parcă știu că nu mai aveam ultimata. Aici B era de partea mea, din câte văd. Edgar, eu am vrut să le iau pe Edgar, știi? Am vrut puțin să joc și la Cacealma, pentru că până la urmă ce făceam dacă nu... Uite, Shelly era de partea mea, asta era bine. Aveam impresia aici că deja vine după mine, dar nu venea după mine. Până la urmă văd că toți 5 făceau teaming, știi? Ok, aici am reușit să iau pe B, am activat ultimata destul de bine pe B. Iar aici am vrut să iau pe Edgar. Ok, am văzut că ia doi s-au luptat acolo, ceea ce e bine, rămânem doar 3. Și asta m-am bucurat.
Aici stăteam aproape pentru că am vrut să-mi activez ultimata. Aici apare un suc, vedeți? Doar că el și el avea power 9. Avea power 9 power cube, nu mai aveam nicio șansă. Mi-am activat ultimata în momentul ăla. Am avut și suculețul, dar tot nu am avut șanse pentru că avea 9 power cube, dar totuși am reușit să fac rang 2 și am luat 8 trofee, ceea ce e destul de bine. Și haideți să vă arăt și ultimul meci. Aici am luat rang 3. Parcă aici m-am chinuit eu să iau sau nu. Nu mai știu. Țin minte că am avut un meci, bă, în care mi-a mers și internetul prost și m-am ascuns mai tare. Ia să văd, acolo era Bell. Da, mă, în meciul ăsta am impresia că, uite, eu am vrut să mă duc să iau power cube-urile, dar mi-am dat seama că Bell era acolo. Și nu am văzut când a ieșit din boscheț. Ați văzut că acolo a ieșit, a fost un cadru în care a ieșit. Ok, aici doar am stat ascuns pentru că altceva nu știam ce să fac, pentru că eram pe punctul de a face 25.000 de trofei și am zis, bă, hai să nu mă risc să scad, pentru că m-am chinuit o grămadă. Mi-am dat seama că el primul e acolo. Ok, aici am încercat la fel să-mi activez ultimata, am încercat să fac cumva timing cu el, să-l atrag ca să-mi activez ultimata. Ok, vedeți? Doar că era acolo jos. Nu mai știu ce. Era și... Da, da, da. Uite, uitați. Făcea acolo Mortis. E și Leon. Dacă nu mă înșel, da? Sper să nu vorbesc prostii. Ok, Bell era acolo sus. Eram deja încă 6. Aici am vrut să mă duc după suc. Bă, dar m-am răzgândit. Păi am zis, bă, stai puțin că sigur o să vină cineva. Vedeți? Am dat puțin să mă duc. Dar nu că a apărut altcineva și l-a luat. Bună decizia a fost, bună decizia pe care am luat-o aici. Aici mă așteptam ca Stu să tragă, pentru că totuși își dă seama că e cineva în boschet și eu aș fi făcut la fel, aș fi tras acolo să văd dacă e cineva. Încă nu am vrut să ies. Ok, vedeți și a tras, exact, a tras, exact cum ziceam. Asta aș fi făcut și eu. Aici la fel, încercam să-mi activez ultimata și am mai rămas doar 3. Deja aici eram fericit. Puteam să-mi iau, beau șampania pentru că făcusem deja 25.000 de trofee. Nu mai aveam șanse. Ok, aici am vrut să iau sucul, dar clar nu mai aveam nicio șansă, eram mort, caput. Și deja o să vină după mine mort, aici nu mai am nicio șansă. Da, îmi dă o bucată și măturat pe jos. Da, ați văzut și măcar am reușit să iau locul 3. Și uite că am reușit să facem 25.000 de trofee, ceea ce m-am bucurat extraordinar de tare. Hai să vedem ce este și pe shop, pentru că vreau să mai luăm și chestii de pe shop. Hai să luăm pe Lu aici. Chiar de... Ok. Hai să văd ce mai am pe aici. Ok. Momentan skin-urile astea nu prea mă ajută momentan. Băi, nu mai am ce să mai iau, pentru că doar să încerc să mai fac eu... Opa, ceva nu pe tara, un gadget nou. A, luasem gadget pe tara, uitasem că toate astea le-am luat din box opening-urile anterior. Ok, deci o să ne vedem la ora 5 după amiază, pentru că vreau să deschid astea din Brawl Pass și să pușăm acum spre 26.000 de trofee. Nu vine să cred că am reușit să fac 25.000 de trofee. Wow! Așa că vă mulțumesc tare mult și ne vedem atunci. Salutare!